Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Vestea bună, guvernul promite că va majora pensiile anul viitor, nu odată, ci de două ori. Vestea proastă, visteria statului e aproape goală. România trăiește în acest moment pe caiet. Vestea bună, urmează un an cu patru rânduri de alegeri, deci interesul guvernului e să împartă cadouri sociale. Vestea proastă, nu vă lăsați cuceriți de vorbele politicienilor, a se consuma cu atenție promisiunile electorale. Vestea bună, nu crește vârsta de pensionare. Vestea proastă, nici speranța de viață nu crește. În ora următoare veți afla absolut totul despre creșterea pensiilor, chiar de la ministrul muncii Simona Bucura Oprescu. Începem. Doamna ministru, bine ați venit la Insider Politic. Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii noștri, cărora le mulțumesc pentru faptul că ne primesc în casele dumnealor. Doamna ministru, de ce ați omorât speranța, speranța de viață a românilor? Într-un alt interviu ați spus că speranța de viață în România nu va crește. Da, în fapt, n-am omorât pe nimeni, ba din contră, am avut grijă, avem grijă de români. Fiindcă dacă unii, atunci când au scris pe NRR-ul, au tatonat ideea că vârsta de pensionare în România trebuie să crească până la 70 de ani, noi n-am făcut altceva decât să venim în noua lege a pensiilor cu garanția că vârsta de pensionare nu va crește, vârsta de pensionare a românilor nu va crește, fiindcă aceasta este corelată cu speranța de viață. Prin urmare, nu va putea crește vârsta de pensionare ad hoc, fiindcă din datele pe care noi le-am analizat, nu se întrevede nici situația în care speranța de viață să se îmbunătățească semnificativ până în 2050. Datele acestea de unde sunt? Toate datele pe care noi am lucrat pentru finaliza legea pensiilor, firește, sunt de la Institutul Național de Statistică și pe alți parametri, nu numai pe acesta, am discutat cu cei de la Institutul Național de Statistică. Din păcate, în România, speranța de viață este într-adevăr sub media europeană. Media europeană e undeva la 80 de ani, da? Undeva la 80 de ani. În România avem o vârstă, o speranță de viață mai scăzută la bărbați, 71 de ani și 9 luni. Avem o speranță de viață mai ridicată la femei, aproximativ 79 de ani. O speranță de viață de aproximativ 75 de ani în medie. Suntem sub media europeană. Sigur că noi ne dorim o îmbunătățire a speranței de viață. Totuși, asta e rolul guvernului, să crească speranța de viață. De fiecare dată când PSD a fost la guvernare, de fiecare dată am avut guvernări care s-au simțit în viața românilor. Noi nu am fost guverne ciomu care au tăiat de la toate categoriile sociale. Nu. Noi de fiecare dată am avut guvernări care s-au simțit, în primul rând, prin faptul că românii au avut venituri mai bune. Deci am avut guvernări care s-au simțit în veniturile românilor. Am avut guvernări care au adus creștere inclusiv pe calitatea vieții românilor. Și sigur, asta facem și acum. Noi nu suntem un guvern care taie. Suntem un guvern pentru care nu austeritatea este regula, ci creșterea este regula. Și o creștere meritată, sustenabilă. Deci spuneți că până în 2050, pe datele pe care le aveți acum, speranța de viață nu va crește în România? Este ceea ce noi avem în acest moment și de la această principală idee a faptului că trebuie să avem garanția că vârsta de pensionare a românilor nu va crește arbitrar, ad hoc, în funcție de puterea politică de la un moment dat, am venit cu această prevedere în noua lege a pensiilor, care tocmai a fost promulgată, legea 360/2023, astfel încât să ținem cont de specificul României, fiindcă aici avem două elemente. Pe de o parte, creșterea vârstei de pensionare, pe de altă parte, un element la impuse, pe care l-am găsit deja în CID, în angajamentele pe care România le-a luat prin PNRR, în raport cu Comisia Europeană, și anume creșterea
egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați. Acum, vârsta de pensionare este 62 de ani și o lună. La femei. La femei. Până în 2030, aceasta trebuie să ajungă la 63 de ani, iar până în 2035, aceasta trebuie să ajungă la 65 de ani, adică vârstă egală cu bărbații. Dar, pentru a nu pedepsi femeile, și aici am venit cu măsuri care contrabalansează, care îmblânzesc reforma, care arată grija pentru femei, și anume faptul că perioada de concediu maternal este perioadă contributivă și pentru această perioadă femeile vor beneficia de puncte contributive la pensie, fiindcă este adevărat că numai concediu nu este timpul pe care o mămică îl petrece cu copilul său. Adică printre colici, printre dințișori, printre Pampers, fiecare dintre noi avem copii și suntem conștienți de cât de grea este perioada în care stai și îți crești copilul și, nu în ultimul rând, o scădere a vârstei de pensionare cu 6 luni pentru fiecare copil. Adică, dacă ai un copil, poți ieși cu 6 luni mai devreme la pensie, 2 copii cu 1 an și așa mai departe, pentru până la un număr de 7 copii, pentru care ai o reducere de 3 ani și 6 luni, dacă copilul ți-l crești până la vârsta de 16 ani, respectiv până la vârsta de 14 ani, pentru copiii adoptați, pentru că și mamelor care adoptă copii li se aplică această prevedere. Totuși, dacă vârsta de pensionare rămâne 65 de ani și speranța la bărbați e undeva de 70 și un pic, nici măcar 80, vi se pare corect să contribuie un om 40 de ani la sistemul de pensii și apoi să se bucure nici măcar 10 ani în cazul bărbaților de pensie aferentă? Bun, aici sunt două elemente. Unu, stagiul minim de cotizare rămâne 15 ani ca și acum. Doi, stagiul complet de cotizare rămâne 35 de ani ca și acum. Dacă muncești 40 de ani, poți beneficia de pensionare anticipată fără absolut nicio penalitate. Deci, dacă tu ai muncit timp de 40 de ani, poți, chiar dacă vârsta de pensionare la bărbați este de 65 de ani, vârsta limită de pensionare în sistemul public, poți să ieși la pensie după 40 de ani de contribuție. Deci dacă la te-ai angajat 60 la de 20 de ani și ai lucrat 40 de ani, poți ieși la, poți 60, ieși de la ani. 60 de ani. Da? Aceeași situație este valabilă și pentru femei. De asemenea, pentru pensionarea anticipată, este important ca românii să știe că am redus de la 30%, cât este în prezent penalizarea, la 24%. Și, sigur, faptul că stagiul, perioada de creștere copil la femei este considerată stagiu contributiv, de asemenea le avantajează și aici pe doamne. Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie? Atenție, și mai vreau să spun ceva important. În cazul în care tatăl a stat în concediu paternal, i se atribuie lui. Este de asemenea stagiu contributiv. Deci și perioada în care tatăl își crește copilul, dacă aceasta este opțiunea în familie. Deci pensiile cresc de la 1 ianuarie cu 13,8%, da? Corect? Da, de la 1 ianuarie avem o majorare a pensiilor tuturor românilor cu 13,8%. Și din septembrie? Bun. Aici avem formula elvețiană care spune așa, că formula de majorare a pensiilor este rata inflației din anul precedent plus jumătate, 50%, din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Da? Pentru 2024, asta înseamnă o creștere de 13,8%. Asta înseamnă că punctul de pensie va crește de la 1785 de lei la 2031 de lei pentru toți românii. Asta din septembrie încolo, da? Asta de la 1 ianuarie. Asta înseamnă că tuturor românilor
pensiile le vor crește din luna ianuarie. Este foarte important ca românii să știe că am venit cu o precizare extrem de importantă pentru dânsii noua lege a pensiilor. Dacă până acum nu era specificată în lege, în legea 263/2010 pe care o avem în aplicare, în mod expres, data la care se poate face majorarea pensiilor, în noua lege stipulăm în clar faptul că această majorare trebuie să fie făcută în fiecare an în luna ianuarie, astfel încât să nu repetăm situații pe care le-am avut în anii precedenți. De exemplu, 2009-2013, în care nu am avut creșteri ale pensiilor, sau situații în care aceste majorări au fost făcute într-o altă lună, de exemplu septembrie, decât luna ianuarie. Am venit cu această precizare explicită în lege, astfel încât să nu mai fie de fiecare dată o decizie luată arbitrar politic de guvern și să fie un statement, o declarație, un angajament pe care îl avem în raport cu românii. Deci vorbiți de acești 13,8% din 13,8%. Care, apoi, din septembrie se schimbă legea, da? Apoi, nu. Numai puțin. Deci noi avem o lege promulgată și deja publicată în Monitorul Oficial. Dar care va intra în vigoare din septembrie. Numai puțin. Avem, în baza acestei legi, acum obligația ca noi, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și cei de la Casa Națională de Pensii Publice, să redactăm normele, ceea ce și facem în acest moment. Apoi, avem părți ale legii care se aplică din ianuarie și părți ale legii care se aplică din septembrie. Partea ale legii de care se aplică din ianuarie este cea la care am făcut referire cu majorarea de 13,8. În baza legii facem normele. De asemenea, facem procedura pentru softul care va permite această recalculare. Facem instruirea colegilor noștri din Casa Națională de Pensii Publice, respectiv din casele teritoriale de pensii publice. După care, estimarea noastră este că în perioada mai-august 2024 vom merge în paralel cu cele două acte normative, adică 1. Cei care ies la pensie în perioada ianuarie-august 2024 ies pe legea 263/2010, dar în baza noii legi noi emitem deciziile de recalculare în vara anului viitor. Toți românii vor primi acele decizii până la 1 septembrie. Iar la 1 septembrie, de fapt în luna septembrie, da, vom avea deja, fiindcă pensiile se plătesc lună pe lună, da? Deci luna septembrie pentru luna septembrie, luna noiembrie pentru luna noiembrie, luna decembrie în care suntem acum pentru luna decembrie. Românii din septembrie vor primi pensiile recalculate. Este foarte important ca românii să știe că noua lege are prevedere expresă că în urma recalculării nici un român nu pierde, în sensul că se va menține cuantumul cel mai favorabil. Și legat de asta vreau să profit... Dacă câștigă, vor avea pensii mai mari, dacă la recalculare pierd, vor rămâne cu aceeași pensie. Majoritatea românilor vor avea pensii mai mari, dar este foarte important să știe că nici un român nu va pierde în urma recalculării, că se va menține cuantumul cel mai favorabil. Profit de faptul că suntem în luna decembrie și că au existat voci care au spus în spațiul public că există riscul să nu-și primească oamenii pensiile. Vă mulțumesc că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră și vreau să le spun tuturor telespectatorilor noștri că în acest moment suntem deja, începând cu data de
4 decembrie cu pensiile în plată, deci factorii poștali, în perioada 4-12 decembrie, trebuie să le ducă pensionarilor pensiile care se plătesc prin poșta română. Aproape jumătate din pensionarii României își primesc pensiile prin poșta română, iar pensionarii să știe că din undeva 20 și ceva noiembrie, colegii noștri au făcut viramentul către poșta română de așa manieră încât la începutul lunii, chiar dacă am avut multe zile nelucrătoare, da? La începutul lunii decembrie, deja factorii poștali să înceapă să le ducă acasă pensiile românilor. De asemenea, cei care își plătesc pensiile pe card trebuie să știe că după data de 12 decembrie, ca de obicei, își vor primi pensiile pe card. De asemenea, românii care beneficiază prin colegii noștri de la ANEPI și de la AJEPIS-uri de beneficii și prestații sociale, alocațiile pentru copii, stimulentele pentru mame și așa mai departe, toate drepturile pe care românii le au ca măsuri de la statul român, de natura beneficiilor și prestațiilor sociale. Acestea vor fi plătite ca și până acum, începând cu data de 8 decembrie, și nu au nici un motiv de îngrijorare. Banii vor veni la timp. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și-a făcut treaba. Doamna ministru, până acum am înțeles, e clar, de la 1 ianuarie cresc pensiile cu 13,8%, apoi se recalculează cine câștigă, câștigă, cine nu rămâne cu pensia actuală, dar n-am înțeles... De fapt, în 2024 toți românii vor câștiga, fiindcă toți românii vor avea pensiile mai majorate mari cu acest și 13,8%. Datorită lui 13,8%. Am înțeles asta, dar n-am înțeles cu cât cresc din septembrie. Adică, dincolo de recalculare, dacă unii vor câștiga la recalculare, sunt cazuri norocoase, da? Alții nu vor câștiga deloc. Există un procent cu care se vor majora toate pensiile din septembrie încolo? Fiecare pensionar este unic, după cum punctajul său de pensie este unic. Aici, punctajul de pensie depinde de cât a contribuit, deci câte puncte contributive are. Aici este o noutate importantă pe care românii trebuie să o știe, care va duce și la pensii mai mari, dar care va duce și la scăderea litigiilor în instanță, faptul că de acum încolo prevederea legală și de care se ține cont și pentru recalcularea pensiilor este că se vor lua în calcul toate veniturile contributive, adică inclusiv acordul global, inclusiv premiile primele, al 13-lea salariu, veniturile nepermanente pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale. Și oamenii care acum sunt în litigii, ce se întâmplă cu ei? Li se recalculează în aceste condiții favorabile pentru ei? Bun, este acum situația, depinde de situația fiecăruia, dar vor fi și situații în care pensionarii vor renunța la litigii, fiindcă atunci nu mai are rost să continue atâta timp cât li se reconstituie aceste drepturi. Bun, deci, de altfel, li se reconstituie retroactiv, da? Li se ia în considerare retroactiv, chiar dacă ei sunt acum pensionari cărora nu li s-a calculat acordul global. Li se vor valorifica toate veniturile pentru care s-a plătit, s-a reținut socială și plătit contribuția de asigurări sociale. Acestea vor fi reconstituite din carnetele de muncă și adeverințe pentru perioada dinainte de 2001 și din declarația 112 pentru perioada de după 2001, dar este un aspect foarte important al legii. Apoi, în urma recalculării, românii vor avea venituri suplimentare datorită punctelor de stabilitate, fiindcă aceste puncte de stabilitate recunosc munca și pentru o perioadă mai mare de cotizare se vor primi mai multe puncte la pensie. Cu alte cuvinte, dacă românul nostru a muncit peste 25 de ani, pentru perioada 25-30 de ani va avea un punctaj suplimentar de 0,5 puncte pe an,
pentru perioada 30-35 de ani de 0,75 de puncte pe an și pentru perioada peste 35 de ani un punct pe an. Asta va duce la majorări importante, la venituri importante pentru pensiile românilor și este un mod în care nu acordăm respect doar pensionarilor, acordăm respect și celor care astăzi muncesc, fiindcă această schimbare de viziune se adresează și dumneavoastră și mie și copiilor noștri, venind cu ideea la muncă și contribuții egale, ai venituri egale, fiindcă prin actuala lege a pensiilor aducem echitate, dar și cu ideea, dacă ai muncit mai mult, primești mai mult. Și revenind la întrebarea inițială, fiecare român este unic, punctajul său de pensie este unic, fiecare român va avea, în funcție de acest punctaj, propriile influențe în pensie. Vor fi români, niciun român nu va scădea, pensia niciunui român nu va scădea, vor fi români care vor avea o creștere poate de 1%, vor fi români care vor avea creșteri de peste 80%. Peste 80%? Da. Vă explic. Asta înseamnă aproape dublarea pensiei, da? Vă explic. În momentul acesta, în România, avem aproximativ 1.200.000 de români în pensia minimă, corect spus, indemnizația minimă socială. Care cât e acum? Indemnizația 1200 de lei sau cât? Minimă socială este 1.125 de lei acum. De la 1 ianuarie va fi 1.281 de lei, dar în indemnizația minimă socială avem români care au contribuit foarte puțin la bugetul asigurărilor sociale de stat. Și un exemplu pe care eu îl consider ilustrativ și îl spun de fiecare dată este cel al unui român care a muncit o singură zi, a avut un accident de muncă. Din cauza asta și-a pierdut capacitatea de muncă, din cauza pierderii capacității de muncă a intrat în grad de invaliditate și acum este în sistemul public de pensii din cauza gradului de invaliditate, doar cu o zi contributivă, iar cu diferența plătită de la bugetul de stat până la indemnizația minimă socială de 1.125. În aceea situație, domnule Zagman, se află și un român care a muncit timp de 35 de ani pe un salariu minim pe economie, care primește acum tot 1.125 de lei. Nu e corect. Datorită punctelor de stabilitate, fiindcă românul care a muncit pe salariu minim pe economie va primi puncte de stabilitate pentru perioada lucrată între 25 și 30 de ani și 30 și 35 de ani, venitul, pensia românului pe salariu minim pe economie va crește și va crește substanțial. În urma simulărilor noastre, va crește undeva peste 1.900 de lei, deci va ajunge de la 1.125 de lei cât are în decembrie 2023, cât discutăm astăzi, la peste 1.900 de lei în septembrie 2024. Ceea ce, pe calculele făcute de colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, înseamnă o creștere de 87,4%. Doamna ministru, întrebarea cheie în discuția noastră este următoarea. De unde bani? Bugetul statului este pe minus. Minus 53 de miliarde astăzi când vorbim execuția bugetară după 9 luni. Domnul Zagman, răspunsul responsabil pentru români este din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul de stat. De aici bani. Acum, bugetul ăsta... Nu prea mă liniștește răspunsul ăsta. Bugetul ăsta de stat și bugetul asigurărilor sociale, sigur... Sunt alimentate de la bugetul de stat.
bugetul de asigurări sociale de stat sunt alimentate din contribuțiile noastre ale fiecăruia, fiindcă fiecare dintre noi plătim în fiecare lună 25%. E pe minus. Da, are minus 3,72 deficit, dar... Deci câte miliarde înseamnă? Deci, câte miliarde pune statul în fiecare an la bugetul de pensii? Nu asta mi se pare cel mai important în discuția noastră. Eu vreau să discutăm acum... Da, de unde sunt banii? Nu, foarte exact, care sunt prioritățile noastre, fiindcă este foarte important să știm care sunt prioritățile noastre, care sunt prioritățile României, ce încurajează România, care este politica, inclusiv cu privire la pensionar, pe care România o face. Și atunci, este o chestiune de priorități, fiindcă ne uităm împreună și dumneavoastră și eu. Și în 2021, când noi scriam PNRR-ul, când ne-am semnat angajamentele cu Comisia Europeană, când am introdus în PNRR 9,4, în condițiile în care Eurostatul ne spune în 2020 că 8,9% din PIB în România avem cheltuială cu pensiile și noi am băgat în PNRR 9,4, care înseamnă înghețarea pensiilor românilor până în 2070. Dar în același timp am dat 1 miliard de euro pe vaccinuri pe care le-am aruncat la gunoi. Prin urmare, este, până la urmă, o chestiune de decizie, voință și putință politică. Adică la împărțirea bugetului să vină mai mulți bani către pensii, asta spuneți. Pe de o parte, iar pe de altă parte, corelarea cu reforme care să aducă mai mulți bani la bugetul de stat. Noi am făcut o lege a pensiilor sustenabilă. Am făcut o lege a pensiilor sustenabile. Nu e sustenabilă pentru că bugetul de la pensii e pe minus, cum ați recunoscut și care nu e vina dumneavoastră, asta e realitatea. Bugetul de la pensii este cel pe care îl avem și în acest moment, dar să știți că legea cu care noi am venit, să știți că nu va crea un deficit, deci nu va impacta bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat, deci totul a fost calculat și n-a fost calculat de noi. A fost calculat împreună cu noi, de partenerii noștri de la Banca Mondială, discuțiile au fost bucată cu bucată pe Comisia Europeană și inclusiv cu colegii noștri de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este adevărat că vom avea un impact suplimentar în PIB de 0,6% în 2024, dar este adevărat că România vine și cu alte reforme care vor aduce bani suplimentari la bugetul de stat. Am venit cu angajarea răspunderii guvernamentale pe măsurile fiscal-bugetare. Acestea vor aduce bani suplimentari. Venim cu reforma care ține de ANAF. Venim cu reforma care ține de partea aceasta de o colectare mai bună și de reducerea evaziunii fiscale. Chiar și noi, cei de la Ministerul Muncii, prin Inspecția Muncii, vedeți că acționăm. Nu vorbim, acționăm, da? Pentru scăderea muncii la negru. Și ați văzut că colegii noștri chiar au rezultate și în felul acesta, sigur, având un număr mai mare de angajați, avem un număr mai mare de contributori și, sigur, o mai bună sustenabilitate. Dar legea pensiilor este, în primul rând, despre respect. Deci nu trebuie să ne gândim fiecare dintre noi la faptul că și românii merită să aibă o bătrânețe decentă. Trebuie să ne gândim că și acești bani se întorc tot în economia românească și vin cu un efect multiplicator. Și în același timp trebuie să ne gândim care sunt modelele, care este perspectiva, ce oferim României. Și gândiți-vă la elementele pe care le-am pus în legea pensiilor. 1. Eliminarea inechităților, adică la muncă și contribuții egale ai pensiei egale, adică dacă ai ieșit pe legi diferite ale pensiilor la pensie, nu o să mai ai, chiar dacă ai muncit la fel și ai contribuit la fel, pensii diferite. Nu, o să ai același cuantum al pensiilor. Apoi, dacă ești femeie și bărbat, fiindcă pe legi diferite, am avut stagii complete de cotizare diferite pentru femei și bărbați. Vom ajunge ca
pentru aceeași muncă, aceeași contributivitate, fiecare, dacă ești femeie, fie că ești bărbat, să nu mai avem quantumuri diferite ale pensiilor. Și apoi, nu în ultimul rând, am exemplificat deja mai devreme partea de indemnizație minimă socială și de faptul că nu vom mai fi toți în aceeași oală, dacă am muncit mai mult, primez mai mult. Despre asta este noua lege a pensiilor și da, domnul Zagman, este o lege bună și sustenabilă pe care românii o merită. Știți care e problema, doamna ministru, când vorbiți de respect? Dumneavoastră la PSD, mă rog, nu chiar dumneavoastră, a fost o lider al PSD, Liviu Dragnea, a mai promis odată că vor crește pensiile cu 40%, țineți minte procentul ăsta, și n-au mai crescut. Deci românii care se uită la dumneavoastră, poate că s-au fript odată cu aceste promisiuni electorale și spun mai întâi să vedem că ne intră banii în cont și apoi vă credem. Haideți să vă spun ceva. Toți specialiștii recunosc că legea 127 pe 2019 a fost o lege excelentă. De altfel... Deci aceea pe care a promis-o Liviu Dragnea, altfel, da? De altfel, Olguța Vasilescu, un ministru serios și responsabil, a venit cu o lege care, de asemenea, și din care am luat elemente, inclusiv din 127, sunt elemente luate în actuala lege. Acum, cei care n-au aplicat legea din 2020 n-am fost noi. Din păcate, s-a spus că din cauza pandemiei, celelalte guverne dau, dar legea 127 nu a fost aplicată. În momentul acesta, fiindcă noi PSD-ul, de fiecare dată când am fost la guvernare, unu, am adus stabilitate, doi, am arătat că suntem responsabili, trei, de fiecare dată am crescut pensiile. Dar angajamentul nostru nu este pentru azi. Angajamentul nostru este un angajament de perspectivă, fiindcă România, prin noua lege a pensiilor, aduce sustenabilitate în sistemul public, dar nici nu va mai putea să schimbe legea pensiilor ad hoc. Deci legile pensiilor nu vor mai putea fi schimbate după ureche, vor trebui respectate și aplicate. Și în același timp, un alt element important pe care noi l-am adus în această lege este faptul, datorită acestei legi, am și reușit să renegociem PNRR-ul, am reușit să scoatem 9,4, dar pe lângă asta am reușit să venim cu principii pe care toți să le respectăm. Doamna ministru, aveți pensie privată și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors, vă întrebam dacă aveți pensie privată. Nu, contribui ca fiecare român la BASS, în sistemul public de pensii, dar... Adică aveți pilonul 1 și pilonul 2. Sigur, fiecare dintre noi avem pilonul 1 și pilonul 2, fiindcă fiecare dintre noi am avut posibilitatea de a opta. Deci nu vă gândiți să puneți bani deoparte și prin intermediul pilonului privat, pilonul 3. În acest moment n-am folosit această opțiune. Dar vă gândiți să creșteți contribuția la pilonul 2 de pensie, cel administrat privat? Bun, în momentul acesta, responsabilitatea noastră este doar legată de sistemul public de pensie, responsabilitatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a colegilor noștri de la Casa Națională de Pensii Publice. Românii plătesc 25% la bugetul asigurărilor sociale de stat. Din acești 25%, 3,75% în acest moment se virează de către Casa Națională de Pensii celor de la ASF pentru pilonul 2, da? De anul viitor, care ajunge la bănci, administrat de bănci, da? De pentru cine nu știe. De anul viitor această contribuție va crește la 4,75%, iar mai departe toată politica de gestionare a fondului privat ține de ASF și de politicile pe care ASF-ul le face, încercând, sigur, să aibă randament cât mai bun. Dumneavoastră sunteți mulțumită de randamentul pe care îl aveți la pilonul 2? Ca cetățean, ca contribuabil, vă întreb. Eu recunosc că fiecare dintre noi ne dorim să avem un randament cât mai ridicat. Dar
dar în același timp, uitându-mă pe structura investițiilor pe care domniile lor le-au făcut, constatăm că au făcut investiții la companii destul de rentabile. Și atunci mă gândesc că la rândul dânșilor încearcă să aibă un randament, o rentabilitate bună a investițiilor pe care noi le facem. Vă gândiți să impozitați și mai mult acest pilon 2? A fost această discuție, că dublați impozitarea de la 10% la 20% sau la 15%. Să știți că în ceea ce ne privește nu a existat nicio secundă o discuție, o intenție sau o acțiune în sensul acesta. Deci românii trebuie să știe foarte clar că nu au motive de panică pe acest subiect. De altfel, după cum avem acum o reformă încheiată și o lege pe jalonul 214, reforma sistemului public de pensii, legea 360 pe 2023. Să știți că avem o reformă încheiată și pe partea de ASF și pe partea de pilon 2. Prin urmare, aici nu se mai poate umbla. Deci sunt chestiuni pe care românii trebuie să le știe, astfel încât să știe că și în ceea ce privește reglementarea ce influențează direct banii dânșilor, aceștia sunt în siguranță și sigur trebuie să crească sănătos acolo, în pilonul 2 de pensii. Crezi că vom ajunge și noi vreodată ca America, spre exemplu, unde pilonul 1 să fie administrat privat? Cred că în momentul acesta trebuie să privim ce este în zona noastră, să privim foarte atent ce se întâmplă și care este specificul României și ce ne avantajează în România, privind în exterior pentru a avea viziunea de ansamblu, dar fiind foarte concreți. Acum, românii... Nu sunt obișnuiți, nu cu sistemul ăsta privat. Nu. Cu totul altceva voiam să comunic. Faptul că românii au și sunt apropiați de visul american. Adică eu mi-amintesc că inclusiv bunicul meu îmi spunea că își dorește ca la un moment dat, da, să vină americanii. Deci cumva în perioada comunistă încă mai rămăsese, mai ales într-un județ precum Argeșul, din care eu mă trag, unde am avut prețioasa lecție de demnitate a partizanilor din munți și unde, mai ales în zona de nord a județului, am avut încă români care au îmbătrânit, așteptând momentul în care să revenim într-o zonă de democrație, că până la urmă libertatea și democrația era ceea ce simțeau dânsii în fibra dânșilor și își doreau. Dar acum, în ceea ce privește partea de pensii, în acest moment, după cum v-am spus în concret, tocmai am finalizat două reforme pe care trebuie să le aplicăm. Vă întreb pentru că fostul ministru al economiei, prezent aici în emisiune, Claudiu Năsui, spunea că dacă bugetul public de pensie, pilonul 1, ar fi administrat privat, punctul de pensie ar crește de la 1700 de lei la 7000 de lei. Mi se pare un salt uriaș de 4 ori. Bun, acum ceea ce știu este sigur, o discuție teoretică, da. Ceea ce știu este că angajamentele despre care tocmai am vorbit până acum le-au făcut tocmai cei din partidul domnului Năsui, inclusiv domnul Năsui, că dânsii au fost la guvernare în acea perioadă, adică angajamentele luate prin PNRR și sigur, când erau la guvernare, politicile publice erau la dânsii și puteau să aplice ceea ce dânsii invocă acum. Acum, din păcate, ceea ce au făcut dânsii a trebuit să aplicăm noi. Din păcate, în sensul că N-a fost ușor, fiindcă a trebuit să adaptăm aceste angajamente ale României, fiindcă n-au fost angajamentele unui guvern, ci angajamentele României la specificul de țară pe care România îl are. Vorbeați despre pensia minimă, da? Câți români încasează pensia minimă în acest moment? Aproximativ 1.200.000. 1.200.000 care au 1.100 și ceva de 1.125 de lei. Dar care e cea mai mare pensie din România? Da, cea mai mare pensie din România sunt datele actualizate pe site-ul CNPP. Este o pensie contributivă de aproximativ 94.000 de lei. 94.000 de lei pe lună? Da.
Adică mai mult de aproape 20.000 de euro? Da, dar este o pensie contributivă. Deci nu pensie specială, nu magistrați, nu fost șef de penitenciare. Nu pensie de serviciu, nu. O pensie contributivă. Aici n-am nicio problemă. Omul a contribuit foarte mult, e clar că poate să primească foarte mult. Pot să vă pun la dispoziție statistica, veți vedea că pe primele locuri sunt pensii contributive, dar cu valori foarte mari. 94.000 și pe locul 2 sau 3, știți? Tot așa, în jur de 90.000? Da, peste 90.000 și tot pensii contributive. Înțeleg că sunt ale unor cotizanți la bugetul asigurărilor sociale de stat din domeniul bancar. Din domeniul, deci foști șef de bancă, probabil. Da, da, mi se pare absolut corect. Da, dacă s-au constituit, reținut și virat contribuție de asigurări sociale pentru asta, mi se pare absolut corect. Da, sună fabulos, o pensie de 20.000 de euro în România. Da, asta înseamnă că, fiindcă, vedeți, din păcate, și am văzut asta și zilele trecute, am fost în județul Ialomița, pentru ca împreună cu partenerii noștri de la Banca Mondială să vedem aplicarea în teren a proiectului pe care îl implementăm de la 1 ianuarie și pe care îl pregătim acum cu venitul minim de incluziune. Și, din păcate, nu vorbim suficient despre cât de important este ca în toată perioada de activitate să fie achitate pentru tine contribuțiile. Adică să nu muncești la negru sau la gri. Exact. Este foarte important. Din păcate, sunt foarte mulți români care nu înțeleg cât de important este ca întreaga ta activitate să fie declarată, indiferent de domeniul în care lucrezi. Fiindcă, având munca declarată, vei avea apoi și ceea ce meriți de la statul român. Doamna ministru, ultima întrebare, mai avem un minut. Vi se pare corect ca totuși pensia medie în România să fie undeva la 2.000-2.200 de lei, iar pensia medie a unui magistrat să fie 22.000 de lei? Nu. Și de ce nu faceți nimic în sensul ăsta? Nu. Păi, eu am devenit ministru al Muncii și Solidarității Sociale pe data de 19 iulie 2023. Sunteți în partidul aflat la guvernare. În momentul în care am ajuns la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, reforma privind pensiile de serviciu era încheiată. Am avut doar decizia Curții Constituționale din 2 august, dar colegii de la Ministerul Muncii, cu colegii de la Ministerul Justiției, cu colegii din Casa Națională de Pensii, în cadrul acestei reforme au încercat să ne apropiem cât mai aproape, să ajungem cât mai aproape de contributivitate. Și inclusiv noi am venit cu această supraimpozitare cu 15, respectiv 20% a părții necontributive de la pensiile de serviciu. De asemenea, nicio pensie nu poate fi mai mare decât venitul în plată. Decât salariu. Bine, asta era de țară bananieră deja. Să știți că este foarte importantă, această plafonare, fiindcă existau categorii în cazul cărora se alinia cu veniturile în plată cuantumul pensiei și atunci această prevedere este foarte importantă. Și vedeți, sunt unii care acum vorbesc despre asta, dar au fost la guvernare, s-au angajat în această reformă și au spus ei înșiși. Și mă gândesc la Ministrul Justiției, Stelian Ion, care a spus public că aceste pensii ale magistraților, de exemplu, sunt protejate de anumite drepturi constituționale și de anumite decizii ale Curții Constituționale. Prin urmare, în interiorul acestor reglementări am făcut cât de mult s-a putut, de așa manieră încât să ne apropiem de contributivitate și de regulile sistemului general de pensii publice. Doamna ministru, mulțumesc pentru discuție. Ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns. Alegeți foarte scurt. Ministru sau deputat?
Să știți că prefer deputat și vă spun și de ce. Fiindcă funcția de deputat este o funcție aleasă, nu numită. Este o funcție în care trebuie să ai o legătură foarte puternică cu cei care te aleg. Iar cei care te aleg, dacă îi păcălești, a doua oară nu te mai aleg. Carieră sau familie? Este dilema pe care o am în fiecare zi. Și să știți că mi-este foarte greu. Știți bine, constatați că mi-am ales cariera, dar în tot acest timp să știți că îmi lipsește familia, mi-este greu. Marius Budăi sau Lia Olguța Vasilescu? Să știți că aici nu o să vă dau un răspuns, fiindcă amândoi sunt colegii mei, amândoi sunt predecesorii mei și datorită amândouă sunt în domeniul de care acum pe care acum am responsabilitate, sunt lucruri făcute și pe care trebuie să le continuăm. Diana Șoșoacă sau Laura Codruța Chioveși? O, Dumnezeule! Aici aș prefera să fie întrebare fără răspuns. Spor de praf sau spor de calculator? Putem să nu avem nici de una, nici de alta? Păi vrem, dar nu putem. Să știți nu că... Nu schimbați legislația. Ba da, o schimbăm, fiindcă acum... Lucrăm la salarizare și veți vedea că și aici vom veni cu noutăți care vă vor plăcea, în sensul că vom lega veniturile de performanță, în sensul că vom limita sporurile, în sensul că inclusiv în sistemul public de salarizare vom aduce echitate, astfel încât să nu mai avem discrepanțele pe care le avem acum. În aplicarea lui 153/2017, o lege bună, dar care, prin modificări succesive, atât pe cale legislativă, cât și pe cale administrativă, dar și judecătorească, din păcate, în aplicare vedem astăzi că s-au creat multe discrepanțe și inechități. Doamna ministru, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Eu și vă mulțumesc aici, și vă rog, să, vă rog să mă mai invitați, astfel sigur, încât aici, la Insider Politic, cu dumneavoastră, să putem, datorită dumneavoastră, să ajungem în casele și sper la sufletul românilor. Mulțumesc și să rămânem acolo. Mulțumesc pentru prezența. Atât pentru prima parte. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu povestește noi întâmplări fabuloase din decembrie 89. Rămâneți cu noi, revenim. Bun găsit din nou! Dăm timpul cu 34 de ani în urmă. Care era atmosfera în România cu câteva zile înainte de căderea comunismului? Invitat, dizidentul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu! Sincer să fiu, n-am niciun chef să trez din amintiri. Da. Dar eticheta asta, așa privind retrospectiv, cum vi se pare de dizident? Povestea asta cu dizidența este foarte complicată vis-a-vis de România. România a fost țara cu cei mai puțini protestatari din Estul Europei. N-am avut nici samizdat ca rușii, n-am avut nici Carta 77 ca cehii, n-am avut nici sindicate libere ca polonezii. Solidaritatea, da. N-am avut nicio intelectualitate care a trăit în răspăr cu sistemul ca, eu știu să zic, intelectualitatea maghiară. La noi am avut ghinionul, totuși, a să-l apuce Păneanicu cu pandariile după vizita în Coreea și în China, și să încerce să refacă stalinismul sub forma naționalist-comunist, mă rog, de dictatură de scornicești. După o perioadă totuși de dezgheț, pentru că în 64, când a venit, după ce a venit Ceaușescu și a sfătuit de unii băieți mai deștepți, a încercat să refacă procesul lui Pătrășcanu, cu acea ocazie scăpând de câțiva monștri siniștri și din perioada stalinistă, da? Perioada Dej. Din perioada Dej, cu inclusiv general de securitate, nu știu, atunci și-a format echipa. A stat blânduți primii 4 ani, 5 ani, și din 65-66, nu știu ce, România a fost o perioadă nemaipomenită, știi? Și n-a trebuit uitată această poveste, știi? Că toată lumea își închipuie că în România a fost numai țipete de disperare și foamete. Nu.
când am venit eu, pe n-am mai povestit, dar trebuie să repovestesc că istoria noastră recentă nu este ilustrată nici în cărțile de istorie, nici în fine. În 68, când am fost eu în București, 67-68, eram elev încă la liceu din Slobozia și mergeam la revista Luceafăru, era revista Uniunii Scriitorilor și publiam, doamne, București era un oraș incredibil de... apăruseră mandatarii, deci restaurante particulare, erau magazine de îmbrăcăminte la Adam și la Eva cu, de firme mari, dar fabricate în România. Deci o oasă de capitalism prin comunism. În Piața Amzei apăruseră magazinele Gostatului, în care atârnau vacile, oile din românești, da? Am mai povestit, în Piața Romană era vânătorul și pescarul, unde atârnau fazane, iepuri, și într-un lighean puteai să, două ligheane, unul cu icre negre, unul cu icre roșii, se puneau cu o dată de bucătărie, cu o sită, da, prank, într-o... Deci pare așa o lume suprarealistă. Pare o lume suprarealistă. Icre negre în comunism. Pentru că România capitalistă nu arată atât de bine pe cât arăta atunci. Că erau produse românești de adevăratelea, înțelegi? Bun, lumea era îmbrăcată bine, început să se călătorească, mai ales în țările socialiste, era dezgheț în lumea literară, reveniseră cei care făcuseră pușcărie, începuseră să scoată cărți, da? Era o atmosferă foarte plăcută, știi? Ne mai vorbim că erau roiuri de turiști care mergeau la mare, la Neptun, la Costinești, italieni, suedezi, suedeze, ce mai erau? Polonezi. Da. Chiar italieni. Da. Știi că în clipa mi-amintesc că aveam un prieten, un prozator, stai să-mi închid telefonul. Sau să răspunde. Nicolae depinde, Velea. Depinde cine vă sună. Da, 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 da. Da. Bucătarul Scărlătescu, să-i răspund. Ca de la bucătar la bucătar, da, așa. Da. Nu, e băiat foarte simpatic, așa. M-a invitat la el o dată la masă. Gătește bine. Știi că mulți dintre cei care gătesc, habar n-au unii. Scărlătescu are ce. Să facem o emisiune separată despre asta, da, despre, da, ciocnirea generațiilor. Domnul Vela, da? Eu mi-amintesc de Nicolae Velea, mare prozator, troșcăitor profesionist. A murit de altfel la o vârstă, la 50 ceva de ani, a înghețat în zăpadă, a murit betuț în zăpadă. E o moarte frumoasă, se pare, dacă mori în frig, nu simți durerea, în fine. Dar ce i s-a întâmplat? În timp ce în România erau autocare cu turiști polonezi, generalul Jaruzelski a dat legea marțială. Și unul dintre polonezi care stătea la Atene Palaț a dispărut. N-a mai vrut să întoarcă în Polonia, știi? Poliția română îl căutau, nu știu ce, și Velea, care bea într-o cârciumioară mai ieftină lângă așa, care când se îmbăta n-avea o vorbire prea, avea o cu jiuri de-astea, l-au luat drept polonez. Nicolae Velea, mare prozator, încă o dată spun, mă, și l-au bătut, l-au arestat, l-au băgat la celulă, au raportat, cum reportează și tâmpiți ăștia acum, că l-au prins pe ăla care a omorât. E metoda, e veche, știi? Au spus, domnule, l-am prins pe polonez, mâine îl trimite. Cineva, cred că l-a turnat, nu? Cum? Cineva l-a turnat din restaurantul respectiv. Nu, 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 aia făceau razii. A, făceau razii și l-au auzit și vorbit. Și l-a dat, cum vă numiți? Ăsta e. Hai, luați-l. Bun. Și poveste de Ilf și Petrov. Da, mă, de Ilf și Petrov. Bă, l-au luat pe săracul Velea, l-au bătut de la rupt, i-au smuls și vreo doi dinți din față. Dimineața când și-a revenit, și-au dat seama de gafă, și-au cerut scuze, dar el era prieten cu maiorul Atomi, era un maior care scria poezii. Atom? Atomi, maiorul Atomi, da. Așa-l chema sau ăsta era, da, numele de scenă? Nu, ăsta era numele lui, scria versuri, săracu. Patriotice, dar nu numai așa. Și când a văzut ce i s-a întâmplat, că i-a dat telefon, a mers la un general și a spus, și generalul,
Nicolae Velea, domnule, mare prozator român, i-au scos tâmpiții aia dinții, l-au bătut de la... Generalul a chemat, a făcut o anchetă, i-a chemat pe aia să vină și i-a spus lui Velea, doar și Velea, ăștia au fost, da? Ridicați-vă și trosniți-i în gură, scoateți-le dinții, făcea. Domnule, scoate dinții. Ăsta nu, nu, eu nu prea... Domnule, scoate-le dinții la proști ăștia. Na. Dar cum arăta Velea? Era înalt, era solid? Era solid așa el, puțin nu era, era, nu ești mărunt, așa potrivit, puțin gras. Mă, și n-a vrut să-i lovească pe ea și, și a zis, dar ce pretenție ai? Și a zis, domnule, să-mi dea bani să-mi pun dinții la loc, așa. Bineînțeles că ăia au fost fericiți, le-au dat două lefuri, nu știu ce, Velea nu și-a mai pus dinții, a murit fără dinți, că i-a băut, îți dai seama, în două. Asta, apropo de Revoluția poloneză. Da. Bun. Dar asta, rămăsesem la ideea că în România era totuși o perioadă incredibilă. Dar incredibilă, să știi, a fost. Dar ca orice minune n-a durat decât 3 zile, adică vreo 4-5 ani a durat. Nu mai era cenzura atât de dar dură. Dar credeți că dacă anii 60 ar fi rezistat până în anii 90 aproape, până la finalul anilor 80, ar mai fi căzut regimul comunist? Măi, eu cred că România ar fi fost ca în Cuba. Că populația era, dacă Nanicu dădea la televizor muzică populară, filme și mâncare, n-ar fi căzut. N-ar fi căzut, că lumea e obișnuită cu, știi? Știi de ce a fost ales Iliescu imediat după 90 cu bucurie? Am întrebat, am făcut, eu ți-am mai spus, la o anchetă cu niște jurnaliști tipă, din Germania. Deci, zic, de ce îl votați pe el? Ne dă de mâncare, pui, de costat. Dom'le, credeți că el are la Cotroceni crescătorie de pui? Zic, dumneavoastră îi creșteți pe aici, pe la asta, în fine. Bun, deci s-a ajuns, după visa lui Ceaușescu, a început nebunia, asta cu plătitul datoriilor. Nici o țară nu-și plătește. America are cele mai multe datorii din... Da, el a vrut să ajungă cu datoriile la zero, da. Așa ceva e iluzoriu. Pe chestia asta a început foametea și frigul în casă, da, economie și tot felul de demențe, cu numere cu soț, o săptămână, numere fără soț, până și la lift, în pizza ăștia puseseră la lift, nu oprea la fiecare etaj. Nu știam asta. Da. Și atunci erau două lifturi, mergeau două lifturi, adică nu se făcea nicio economie, că ăia se duceau la numerele fără soț și unul la numerele cu soț. Bine, se luau măsuri imbecilii, proștii, există o legătură a proștilor, intră în armonie toți, că nu cred că Neanicul le-a zis, bă, băga și lifturile, dar ei s-au gândit, bă, dacă ce la mașină... Ce să mai raportăm? Da. Bun. Deci a început mizeria. Acum fusese experiența aia de sinistră din perioada stalinistă cu oameni băgați la pușcărie, nu se mai băgau oameni la pușcărie. Dar erau metode ale securității de a intra. Era o spaima oamenilor să nu vorbești prea mult, să nu știu ce, că-s microfoane. Exista mitul microfonelor. Drept e că urechea era mai la îndemână, pentru că turnătorii n-aveau aparate de înregistrat. Turnau cu drag, care erau turnători. Ei instalau însă, cum au avut și la socrii mei, eu stăteam într-un... Și ați găsit, ați găsit microfoane în casă? Am găsit locurile unde au fost, că le-au scos în zilele alea, dar există în Cartea Albă a Securității înregistrare. E foarte frumoasă. De la, la dumneavoastră din casă, de la socrii dumneavoastră? Da, da, e ca o pagină, uite, dacă era frumos să o citim acum. Păi o aveți? Cum putem să... Nu, nu, cred că există pe internet. Internet. E ca o pagină din Cehov. Că descrie, erau la mine în vizită Paler, cine mai era? Paleologul. Andrei Pleșu, nu știu. Și ăștia descriau, se mai vorbea și într-o altă cameră, nu știu, dar la un moment dat intră Mașa cu ceaiul, știi, adică... Primul act. Ca într-o mică nuvelă de Cehov. Intră Mașa cu ceaiul. Am găsit și la Uniunea Scriitorilor, unde instalaseră ei. Am povestit cu farfuria. Cu farfuria, aia, cu așa. Era în magazin, la bucătărie, aveau aparatura unde băgați alea. Au luat-o în zilele alea, știi? Pentru că
Securitatea s-a refăcut foarte repede. Eu tot spun că la noi s-a schimbat firma de la poartă. În loc de miliție s-a zis poliție, în loc de securitate, Serviciul Român, SRI, Serviciul Român de în loc de alimentară, supermarket, în loc de... Asta a fost schimbarea, n-a fost o schimbare de substanță, să zici, domnule, a avut loc o chestie, cum au avut loc revoluțiile în, eu știu, în... Dar și alea s-au sfârșit prost, în Franța sau în alte țări, da. Bun. Și ce mai voi să aflu? Voiam să mai aflu despre literatura din acei ani, că tu literatura, deci pomeneați de Nicolae Velea. Nicolae Velea era e puțin cunoscut, dar a fost un autor foarte important. Dar el scria o proză, nu scria proza asta de scria o proză foarte fină, știi, unde atmosfera era cam sinistruță, știi, din lumea țărănească, da. Avea o proză, de exemplu, cu un activist de ăsta cultural, știi, pe care îl descrie cum bântuie, că se sărbătorea nu știu ce atunci, pe la casă de cultură, știi? Și eu o scenă mi-amintesc când ăsta vine la servici, își dă pantofii jos, fusese pe diverse locuri și a scos pantofii cu șosetele opărite așa și zice, zici cultură, zici alergătură. Cam asta e imaginea despre cântarea României a lui Nicolae Velea, știi? Deci, n-au existat dizidență pentru că, cu câteva excepții, oamenii ajungi la capătul răbdării, cum a fost Paul Goma, care n-a mai putut să publice după ce se pușcărie Paul Goma, în 67 a intrat în Partidul Comunist Român, în urma discursul lui Ceaușescu, care a păcălit multă lume atunci, știi? A avut curajul să critique intrarea trupelor în Cehoslovacia, știi? Și atunci au intrat mulți de ăștia, pușcăriași politici, au intrat în Partidul Comunist. Dar, domnule, să schimbă istoria la noi. Din păcate, a ținut puțin toată povestea asta, abia atunci a început cultul personalității și nebunia, știi? Și atunci tot ce era aluzivă era toată, se scria pe dedesubt, așa cum mâncarea nu se găsea decât pe dedesubt, mergeai în piață, țăranii țineau, erau dăduse legea asta a prețurilor fixe, nu știu ce. Mercurialul. Și atunci ei veneau cu două cepe, dar dedesubt avea și roșii, dar costau alea, știi? Nu-i cum era să le dea cu 2 lei. Le luai cu 10 lei, dar le luai. Era pe dedesubt. Neanicu însuși își făcuse metrou pe dedesubt. El însuși ducea o viață subterană. Totul era subteran. Poporul român ducea o viață subterană, pentru că una vorbea ei acasă, înțelegi? Alta la servici sau copiii recitau la școală cu Ceaușescu și veneau acasă și mai auzeau și ei că... De regele totuși, Mihai. Părintele nației e cam analfabet. Da. Da. Cam asta era atmosfera. Și atunci scriitorii, unii dintre ei, reușeau să păcălească cenzura prin șopârlele, aluziile pe care le băgau în cărți. Da? Și era un soi de beție, da, asta, dom'le, noi facem rezistență prin cultură. Ceea ce, hai să fim serioși, că așa oricine, și țăranul făcea rezistență prin agricultură. Da? Și atunci toate chestiile, poezia lui Anei Blandiana cu suntem un popor vegetal. Mamă, ce... Păi, mai bine spunea că suntem un popor animal și carnivor. Bine, a voia să spună cum ar veni că nu protestează. Uh-huh. Dar era o simplă metaforă. Din chestia asta, ea trăiește și acum, știi, că a avut curajul să spună chestia asta, știi? Deși am vrut că a spus și Blaga odată într-o poezie, dar în alt context și în altă... Dar atunci erați prieteni cu Ana Blandiana, nu? Băi, adică erați în același cerc? Eram în aceeași barcă, scriitori care, sigur, nu făceau compromisuri. Dar exista încrederea asta între scriitori, între dumneavoastră și ceilalți confrați? Bă, într-o anumită măsură exista, adică era, la Uniunea Scriitorilor era, s-a ajunsese
să existe două tabere, aia jurului Eugen Barbu și al lui Lâncrăjean, a scriitorilor care scriau cu partidul în special și a scriitorilor care își respectau condiția, știi, și nu făceau compromisuri mari. Chiar dacă unii făcuseră tinerețe, cum era Dan de Șliu, și chiar și Blandiana în tinerețe scrisese câteva poezii cu partidul și cu cravata de pionier, dar aveau o anumită statură de scriitori talentați care, cum să spun, au prins perioada asta bună, da, după 64, și au devenit niște personaje în acea lume, da? Sigur că metoda era foarte, de exemplu, Negoițescu, săracul, când Goma a inaugurat el o mișcare de asta pentru drepturile omului, mari scriitori nu prea s-au lipit, îl dispreza, hai domnule că ăsta Goma nu e mare scriitor, nu știu. Plus era frica, domnule, dacă aderi, te dă afară din servici. Pierzi totul. Poate te arestează, poate te evacuează în străinătate, cum a plecat și Goma, sau cum a plecat și Dorin Tudoran, care a protestat. Și în urma unei discuții cu un securist, care a zis, domnul Tudoran, ne faceți probleme. Aveți de ales următoarea chestie. Vă dăm afară din servici și vă arestăm șase jumătate de ani pentru vagabondaj și nu știu ce. Acolo sunt niște băieți mai pofticioși, nu? Atâta ești un băiat drăguț. După 6 luni nu prea ieși întreg. O să ieși puțin dezorientat, așa. Deci asta i-a spus securitatea lui Dorin Tudoran. Da, da. El mi-a fost chiar Dorin. Și nu vrei să pleci puțin în Franța sau unde vrei, cu familie, cu tot, vă luăm și bilete de avion, mai să vă duceți. Da. Și a ales să plece. Da. Asta a pățit-o săraca o poetesă care era căsătorită cu trompetistul ăsta care vine la de obicei la târgul de carte, Angela Marinescu, o chema, a murit între timp. Da. Era o figură, era talentată așa. Dar ăsta, băiatul ăsta care era iubitul ei sau soțul ei, nu știu că se măritați atunci, la un moment dat a ieșit să protesteze în s-a legat de gardul Uniunii Scriitorilor. Întâmplarea face știu povestea foarte bine de ce, pentru că Angela Marine, eu aveam o perioadă când deși lucram la România Literară nu puteam să public, că era România Literară era foarte cenzurată la lume și Ivașul care m-a simpatiza, dacă îi dădeam poezii de-astea ale mele cu șopârle, zicea, Mircea, țin la tine foarte tare, dar vreți să-ți arăt ceva? Și îi scoțea dantura, vezi? Ăștia mi-au scos cu cizmele, dinții în pușcărie pe vremea că el a făcut parte din lotul Pătrășanu. Nu mai vreau să... În fine, nu vreau era să și mă puțin mai ca botinism, așa. Și atunci... Da, asta era mijlocul anilor 80, da? La mijlocul anilor 80. Și atunci m-am întâlnit într-o zi cu... că sunt căutat de Hristos și a zis, băi Mircea, uite, e o tipă de la securitate care a zis că ar fi bine să dau o rubrică, ceva, decât să, că n-are chef să se întâmple în viața literară, să începe să mărâi, să nu știu ce, știi? Zice, știi că la suplimentul literar a Scânteii Tineretului nu merge la cenzura unde merge România Literară, fiindcă e Nicușor șeful UTC-ului, da? Și ei nu erau cenzurați la... Era stat în stat ceea ce făcea Nicușor pe vremea aia. Și eu aveam o rubrică, ei sunt contemporanii mei, unde făceam niște portrete ironice, nu știu ce. Și m-a căutat Angela Marinescu să-mi spună, Mircea, uite ăsta, soțul meu are probleme, nu știu ce, vrea să se sinucidă, vrea să... ești prieten cu Hristos, spune să-i publice și lui o coloană de versuri. Zic, nu încoace, nicio problemă. Știam că nu se... El scria poezii mai... tenebroasă, așa, acest tânăr. Da, îmi amintesc poate și cum îl cheam. Și... Avea talent? A? Avea talent? Avea oarece talent. Era mai talentată ea, Angela. Și idolul lui Hristoi, bă, zic, uite, iubitul Angelei Marinescu, scrie, băgai și o coroană de poezii, nu mai contă. Ce bine. Îi spun lui Angela, măi, du-te și să-și facă corectura. S-a dus băiatul fericit și-a făcut corectura. Și a doua zi, când s-a dus la chioșc, nu mai erau poeziile. Cum adică nu mai erau poezii? N-au apărut.
Eu nu știam. Păi le-ați pus în pagină, nu? Da, am făcut corectura în pagină, dar nu ieșise revista. Deci corectura se face cu o zi înainte să fie dată la tipar. Cu o zi înainte. Eu la ziar când lucrau plec de la corectură, pleca direct la tipar. Da, pleca în cadrul revistei. Da. Și mă sună Angela Marinescu și Mircea, nu pot să vorbesc la telefon, vreau să ne întâlnim repede, nu știu. Și spune Mircea, uite ce s-a întâmplat. Ăsta s-a dus la chioșc, a văzut că nu sunt poeziile și a luat un lanț și un lacă și s-a legat de gardul Uniunii Scriitorilor, care era pe Chiselev. Pe Chiselev, spre palat, pe Victoriei. La Casa Vernescu. La Casa Vernescu. Și nu la Vernescu, era ala e altă. Dar n-a fost și pe Chiselev, că mi-a povestit unde sediu PSD de astăzi. Aia era, nu mai era acolo. Că, în urma cutremurului au luat-o și au dat-o unei ambasade. Cred că la Monteoru, nu? Se mutase. La Monteoru, da. În fine. Și ăsta s-a legat cu ăla, numai că trebuia să treacă Neanicu cu mașina dimineața, știi? Și au venit vreo 50 de securiști, că el a pus la cătuș și a aruncat cheia în curtea unui scriitor, unde erau niște boscheri, dar, și au început de patru labe că trecea Neanicu și îl vedea pe ăla legat de la... Și au găsit cheia. L-au băgat repede, l-au luat și au chemat-o pe Angela. Și asta mi-a spus, măi, mie, aici s-a legat nebunul, dar ce a fost chemată de un general. Și mi-a spus, cu coană, fii atentă. În mod normal, trebuia să-l arestăm pentru ultraj la adresa nu știu ce. Bunelor morale. Bună, așa. Fii atent. Ia bani. Vă reținem un hotel la Sinaia două săptămâni. Stați acolo. Să nu transpire la Europa Liberă. Mucles tot. Da? Și de ce? Pentru că dacă se aude pe mine mă da afară Ceaușescu și pe ăsta l-arestează. Da? Bun. Și Angela a mai venit să spună un șef. Bun, zic, măi, stai că vorbești și cu Cristoiu. Să-i apară totuși versurile. Ce s-a întâmplat? Băi, zice, a fost vista de lucru Nemeicu și a ieșit pagina culturală, dar publicăm acum. Deci n-a fost cenzură, a fost pur și simplu întâmplare. Da. Și a apărut poeziile. Ăsta era la Sinaia două săptămâni. Tot a avut un rezultat. Da. Bun, deci existau și genul ăsta de la noi totul are și o latură, dacă vrei, derizorie această chestie cu... Pentru că Paul Goma, de exemplu, săracul fiei și lui Țărnoșar, era un timp mai rău așa și mai arunca venin ca în toată... Dar era acceptat de lumea scriitoricească din București? Nu prea era, știi? N-a avut succes la critica literară din România, știi? Și atunci s-a oțețit el puțin, știi? Dar după părerea noastră era un mare scriitor sau nu? E greu de spus că era mare scriitor. Era bârfă multă în asta publicistica lui și era o proză rezonabilă, știi? Dar n-avea învergura lui Solgeniță sau asta este, da. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu povestea, să nu uitați. Revenim. Ne-am întors. Vorbeam de Paul Goma, toată povestea, ziceam că când ne-am decis la un moment dat, după ce l-a trimis la Europa Liberă niște proteste, nu știu ce, a fost invitat la Securitate și generalul Pleșiță, ce crezi că i-a făcut? I-a smulgea fire din barbă. Ce bestie și Pleșiță. Da, adică tip sinistru. Pleșiță chiar a fost torționar. Adică noi... Până la urmă a intervenit Breban, care fusese membru în Comitetul Central și era prieten cu Pleșiță, nu știu ce. Tot la Pleșiță a ajuns, de exemplu, și Ion Negoițescu, care... Prietenul dumneavoastră. Prietenul meu, care în semn de solidaritate cu printre puținii scriitori importanți care au fost solidari cu Paul Goma, a fost Ion Negoițescu, marele critic. Dar a avut ghinionul care în 77 să-i se dea scrisoare exact în noaptea cutremurului. Și n-a avut povestit, niciun efect. Da. Apropo de Negoițescu, am văzut o poză cu Negoițescu acum într-un album scos de Humanitas despre Monica Lovinescu. Uh-huh. Ion Negoițescu la Paris, pe la
începutul anilor 80, cred, cu Virgil Ierunca și, da, da, și Monica prieten, Lovinescu. Da, era prieten cu Monica și cu... El fusese la Lovinescu, la tatăl Monica Lovinescu, cât era tânăr și Lovinescu a scris cu simpatie de el. Așa. Da, un bărbat extrem de arătos, așa, era, și foarte elegant. A fost și... un băiat frumos. Da. Nu știu dacă avea legătură cu faptul că a devenit homosexual. Poate pentru că a fost atras, probabil, ăștia ochezi, băieții mai frumoși, nu? Da. Și apropo de Angela Marinescu, mi-am amintit un interviu făcut de un prieten al meu care lucrează la Libertate, Laurențiu Ungureanu, și titlul interviului era: Angela Marinescu, părinții m-au întreținut până la vârsta de 62 de ani. Și tot timpul râdeam cu Laurențiu, da, și am zis, săraca, da, asta, da, mi-am propus și eu de la viață. Da, era o tipă care n-avea simțul realității. Dar mi-a plăcut așa, da, poezia ei încă din acest, da, titlu. Da, da, se, da, recunoște asta, da, m-au întreținut părinții până, da, la 62 de ani. Arată o fragilitate, dar... E bine, da, dar vezi ce părinți erau, părinți cum se cade. De, știi? Trebuie să advârt telefonul ăsta, că nu știu să-l opresc. Trebuie să caut tata, să nu pășesc. Deci rămăsesem la Nego, că Nego, da, săracul, a vrut să se dea mare și până la urmă a fost invitat după cu tremur. N-a pățit nimic, dar într-o zi a primit o scrisoare să se prezinte la sediul miliției. Și la miliție erau doi băieți în civil și el a vrut să se dea mare, știți, într-adevăr, i-am trimis lui Goma, spune, și domnul Negus, noi nu ascultăm posturi de radio dușmănoase. Noi avem aici o reclamație de la mămica unui tânăr scriitor, care spune că a vrut să-i faceți felul copilului. Ăsta este poetul, nu mai știu cum îl cheamă, da, n-are importanță, minor, deși ar avea. Da. Dar a fost un poet minor, totuși. Da, da, da. Dar despre Breban puteți să spuneți că a fost un mare romancier? Nu, nu. Nici pot să spun. A fost un mare talent când a debutat Breban. Deci, în absența stăpânilor, cartea lui de proză, așa, cu care a debutat, cred, era o carte, știi, care promitea foarte mult. Din păcate, există nebunia scriitorii români care își închipuie că o operă monumentală trebuie să fie groasă și mare. Să aibă cărți, tomuri. Da, romane de 800 de pagini. Să ocupe un raft în bibliotecă. El nu știe că sunt mari scriitori care au făcut opere monumentale de 30 de pagini. Da? Selin, Baudelaire, toți ăștia au scris puțin. Da, au scris puțin, dar scriitor românii, Ion Barba, au scris puțin, Joc Secund, are 30 de poezii. E o carte monumentală. Carte, eu știu, au apărut multe cărți monumentale, dar nu astea cu multe pagini. Și ori și el, și mai erau câțiva prozatori de astea, spuneau cărțoaie, știi? Buzura? Și Buzura, săracul. Sunt oameni care nu rămân în literatura română, știi? Nu credeți că vor rămâne? Nu sunt stufoase cărțile. Sunt oameni care... Nu pot să spui că n-au avut talent sau... Dar sunt cărți stufa, nu sunt capodopere. Îmi pare rău. Eu tot explic că scriitorul român e talentat, dar are o hibă. Nu prea are inteligența artistică. Inteligența artistică care să-l facă să oprească la timp, să comprime știe cum ideile, să facă proiectul, să se îmbine asta, să nu se vadă, știi? Ori e foarte puțin capodoperă, din păcate, în... a scris Ștefan Bănulescu câteva capodopere scurte și el are chiar cârțuliști de acolo, sunt câteva novele care sunt capodopere. Dar scriitorii pe care îi apreciați dumneavoastră atunci, în acea perioadă, care erau? Eu eram ca un burete, iubeam literatura română, poezia nouă, știi? Că stăteați la masă și cu Marin Preda, dar și cu Fănuș Neagu, deși ei nu se suportau. Și Fănuș era un scriitor foarte talentat. Dar nici el nu știa să se oprească. Era pe metafore, era pentru că era mare iubitor de viață și băutor, nu era alcoolic, era băutor, petrecea mult la restaurant, ori un prozator, un poet poate să fulgerător să scrie o poezie stând la masă și creionându-și pe o hârtie de ziar, pe un ziar o poezie, dar un prozator trebuie să stea, să muncească pe să textul muncească, la asta e. Preda avea acest cult al muncii. Preda în fiecare zi, îmi spunea Moșer, eu în fiecare zi mă așez și obligatoriu trebuie să scriu 10 pagini. Dar zice, câteodată văd că am scris 20.
mă ia chestia, valul creator, temperatura și scriu. Și a doua zi, când citesc, văd că ultimele 10 sunt mai slabe. Și atunci zice, am găsit o soluție. Beau și eu 200 de grame de whisky. Și nu mai am chef de scris. Deci el a început să bea nu ca să scrie, ci ca să se oprească scrie, din scris. Să se oprească din scris. Sunt metode și metode, știi? Ori Fănuși nu se oprea din băut. Aici e chestia. Mai exista vreun scriitor care nu se oprea nici din băut, nici din scris? Erau poezi mai ales, știi, care nu se opreau din băut. Erau boemii, Pâcă, de exemplu. El a scris o carte foarte talentată, dar o singură cărticică. Îi stăteau de dimineața până seara la anumite cârciumioare, știi? În celebra troică, Pâcă, Pucă și Ahoie. Și Ahoie, da. Ahoie era fost ruibist, un tip, un zdrahon, așa, dar care croșeta și el, scosese niște poezii de-astea de boema în care trăiesc răi, dar pe urmă a scos și el cărțoaie cu 1000 de sonete, știi? Mai era un... S-a diluat tot mesajul. Da, un sonetist, cum îl chema, măi, care a scris imnul albanez, dacă ții minte. Era din generația Sadoveanu. În fine. Stați că-l caut imediat. Dar trebuie să mai povestiți dumneavoastră între timp ce... Da. Era din generația Sadoveanu și sonetele lui sunt obosite și apă chioară, cum s-ar zice, știi? Ori e, deci când nu știi să te oprești la timp din scris, e ca și vinul, știi, dacă vinul pur ăsta, prima stoarcere a vinului are o calitate, știi? Dacă Alexandr Stavri? Nu. Nu, asta cu imnul albanez? Da. N-ai găsit? Nu. Da. Și se întâmplă ca la acești poeți rămân cu cât un vers, știi? Ăsta cred că avea un vers... stai, dacă... mi-am amintit în schimb alt vers, așa că... rămâne câte un scriitor cu câte o strofă. O pecete. Cu câte, uite, Beniu, care a scris poezii cu Stalin, cu nu știu ce, a scris în tinerețe poezii de dragoste. Sunt câteva acolo care sunt capodoperă, știi? Dar necate în mâlul chestia asta cu partidul și cu... Da. Bun. Băi, v-ați amintit? Îl bag la cutia Milei acolo. Anii 70 totuși au fost ani fericiți pentru dumneavoastră. Păi au fost ani fericiți pentru că atunci mi-a apărut prima carte. Deci prima mea carte scrisă în liceu, publicate versurile în revista Luceafăru și în 70 am dat cartea la tipar, mi-a apărut la Cartea Românească, unde era Preda, și am luat premiul de debut anul scriitorului și am intrat. La 21 de ani eram membru anul scriitorului. Îți dai seama, era o chestie nemaipomenită. După mine s-a schimbat statutul, nu mai primeau tineri, că n-aveau chef să apară tineri de ăștia mai nervoși să, și atunci trebuia să ai două cărți neapărat și, două premii ca să intri. Aveam o carte și un premiu de debut și am intrat. Am fost ultimul care am intrat așa. Și am fost timp de 10 ani cel mai tânăr membru al scriitorului, până la 29 de ani, când a debutat unul care avea 28 de ani. Și ăla era cel mai tânăr membru al scriitorului. Eftimiul chema pe acest domn. Victor Eftimiu. Da, care a vândut Albaniei imnul nostru și cu aceleași versuri. Și, se cântă. Nu știu dacă îl cântă și acum albanezii, da. Cred că l-au schimbat între timp. Apoi mergem puțin către anii 80. Cum? Mergem către anii 80. Da. Foamete? Deci după 70, când Ceaușescu a dat în 71 tezele din iunie, în care a spus că literatura trebuie să arate poporul muncitor, s-a năsprit cenzura,
a început așa. Marin Preda, la întâlnirea pe care a avut-o cu Ceaușescu, i-a spus că tovarăș Ceaușescu, dacă ne întoarcem acum la realismul socialist din anii 50, eu mă sinucid. I-a spus lui Ceaușescu. I-a zis chestie, în față, da? I-a zis în față, da, o chestie foarte tare. Și atunci, sigur, Ceaușescu n-a vrut să a mai pus Batista pe țambal, adică n-a vrut să năsprea oricum cenzura, dar în fine, dacă era un scriitor mare și nu te spunea capacul pe oală și te neca acolo. Dar și Nichita a reușit să scoată bine, el n-avea nicio aluzie la realitate. Dacă citești poezia lui Nichita, genialoide cum erau ele, nu știi dacă a trăit în comunism sau în capitalism. Și n-avea nicio aluzie la realitate, știi? Dar imaginația lui fulminantă, știi, talentul său din născare, știi, l-a făcut să scoată în perioada aia poezii. Erau însă categorii de scriitori care au specializații în mâncat, cum se spunea atunci și acum. Bine, acum ăștia polițieni nu mai au chef să fie când dați în versuri. Tema lor e subterană, e pentru câștig. Asta era. Da, unii scriitori din ziua de astăzi, credeți că ar fi făcut carieră în acei ani, 80? Păi, evident că există, partidul plătea foarte mult, deci dacă scoteai o poezie cu Patria, cu Neanicu, de exemplu, o poezie, în mod normal, se plătea 200 de lei sau cât. Dacă scriei cu Ceaușescu, 1000 de lei aveai. 1000 de lei era o sumă. Aproape un salariu pe lună. Mai ales pentru un poet mediocru, care oricum nu... Și atunci s-au găsit băieți și cărți cu... Și, au câștigat foarte bine. Dar totuși bine. Securiștii comuniștii nu erau plictisiți de aceste poezii patriotice? Pentru că mă gândesc că se înghesuiau să scrie. Asta, în primul rând, o bună parte din securiștii care se ocupau de un scriitor au început și ei să scrie. Înțelegi? Culmea, nu scriau neapărat poezii cu partidul, nu? Erau să dădeau poezii. Deci erau mai poeți decât poeții pe care îi cenzurau. Vreo trei au fost, nu mai știu numele lor, au, bine, nu erau mari talente. Da, dacă asta se purta, deci lui Neanicu îi plăcea, dacă îi plăceau lui Neanicu acest gen de poezii, uite, Păunescu, care era un om foarte talentat, știi? El a scris niște cearceafuri de la Dagata pe Ceaușescu. I-au plăcut lui Ceaușescu, știi? Cu Cârmaciu, știi? Marele Cârmaci, știi? Dar între timp el scria și cu poezii și care îl rodeau pe el așa, dramatice, frumoase, multe plecate dintre de părinți, de dragoste. Era o combinație foarte tristă, într-un fel, pentru un poet talentat cum era el, că a optat pentru bani. Cu cenaclul ăla el a câștigat... Și pentru influență, într-un fel. Și influență și bani, măi, că erau... la un moment dat îmi postea cineva când s-adunau banii, era Taso care s-a ocupat de asta, venea cu geamantanul, cu bani, se cântărea geamantanul, nu mai stăteau să numere sutele de lei. Știau după kilograme cam cât s-a strâns, da. Este o situație complicată în... era și orgoliul lui, știi? Dar mi se pare că e totuși o definiție acolo a compromisului la Adrian Păunescu, un mare poet, un mare talent, care a bătut palma cu sistemul. Am văzut niște scrisori trimise de Adrian Păunescu către Comitetul Central, către Elena Ceaușescu, către Nicolae Ceaușescu, sunt groaznice. Da, știu, adică. El a optat pentru chestia asta. A trăit bine... Dar revista Flacăra avea succes? Avea succes, pentru că erau foarte mulți, el a adunat în jurul lui niște oameni talentați, știi? Dorin Tudoran, de exemplu, lucra la Flacăra. Când a ajuns la Luceafărul, coleg cu mine a avut probleme și a trebuit să plece, da? A fost se făcea publicistică vie, nu știu ce, și bine, pe ideea dai cezarului ce al cezarului, știi? Adică și partidului ce al partidului. Da. A ținut chestia asta. Până l-au mâncat băieții, știi? Că se dădea mare, era prieten cu Nicușor, era, știi? Când mergea pe județe, primilor secretari le era frică, bă, să nu zică ăsta ceva, să se înfurie Neanicul. Deci atâta putere avea. Avea, da. El făcea parte din acest cerc pe care îl frecventați și dumneavoastră pe la Uniunea Scriitorilor? Nu, el nu mai era, se rupsese de Uniunea Scriitorilor.
El nu venea la ședințele unui scriitor, nici n-a fost ales în consiliul, a fost respins de marea majoritate. Dar era în gașca cealaltă cu Eugen Barbu și cu Vadim? Da, da. Adică mai degrabă acolo era locul său. Vadim nu exista. Vadim după... Da, Vadim povestește că era unul dintre preferații lui Eugen Barbu. Da, dar Vadim nu exista ca scriitor, n-a fost nici membru al scriitorilor, deși avea vreo 5 volume, dar toate erau cu hau-hau, cu mânca... dar Păunescu era o mare figură. După aia a devenit Vadim, cu, au venit vremurile astea cu pamfletele, cu zvârlicul în ventilator, stropit, așa, în fine. El l-a preluat pe Eugen Barbu, care era și el pamfletar, și l-a dus într-o chestie derizorie sinistră, știi? Pentru că au compromis acolo pe Coposul, pe Doina Cornea, pe mine, pe... Asta după 90, spuneți. După 90. Când au devenit parlamentari. Dar Eugen Barbu Eugen Barbu au devenit parlamentari. Da. Deveniți și... el mai important ca Barbu. Exact. Pentru că el era foarte activ, așa, și a avut cărni la popor. Cu minciuni, cum... Asta e... M-am uitat, acum săptămâna trecută a murit actrița Rona Hartner, nu știu dacă ați întâlnit-o. Ba da, cum ați avut-o și invitată la o emisiune, m-am uitat. Am avut-o invitată la emisiune, am încercat cu ea să fac când Vadim a lansat chestia, că era o minciună, că trăiește cu... Cu Emil Constantinescu. Cu Emil Constantinescu. Am uitat la acea emisiune a lui Marius Tucă, te înspăimânți pur și simplu, da, da. Cum vituperea Vadim Tudor și care era... Cu țapul, că nu știu da, ce... seria de minciuni lansate pe secundă. Am vorbit cu ea să fac la Plai cu Boi, o scoteam Plai cu Boi. Da. Să lansăm. Avem documentele compromisătoare. Rona fotografii cu Rona Hartner și cu țapul. Și eu aveam un țap la cetate, Miluț îl chema. Înțelegi? Cum îl chema pe aia. Mă, și am vorbit cu Rona, i-am dat 500 de un avans dacă se dezbrăca, că trebuia să dezbrace, că așa am avut câteva numere foarte tari, cu vedete de-astea. Dezbrăcate, da. Parțial dezbrăcate. Și... A plecat la Paris, n-a mai... Mi-a rămas datoare, pe lumea alaltă. Mă întâlniți. Dar săraca a suferit foarte tare, știi? Că intra într-un malaxor de ăsta sinistru și e greu să știi, să te speli de jegul. Te toca Vadim la televizor, da, revista România Mare. A avut succes și acum mai are încă nostalgici. Mă înjură pe mine în Facebook tot soiul de idioți. Mă fac... îmi fac biografia lui, că... Bă, ai mâncat cu partidul, bă, cu Ceaușescu. Dau o poză unde nu sunt eu. Unul care, că îl însoțeam eu pe Ceaușescu. Doamne ferește, dar nu am ajuns eu atât de să ajung să merg cu Ceaușescu în vizită. Să vă șoptească ceva. Plus că n-am scris, când am scris cuvântul Ceaușescu, l-am înjurat. Da, tot. Povestim săptămâna viitoare despre cum l-ați înjurat pe Ceaușescu. Intrăm, va okay. Fi la mijlocul lunii decembrie și să facem puțin o lecție de istorie a lunii decembrie. Mulțumesc, domnule Dinescu, atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Program disponibil pe primaplay.ro.